Hai să dăm din Mega Box. 8! Wow! Mamă, nu te cred! Salutare tuturor și bine v-am găsit la cel mai așteptat episod de, cred că o lună și ceva, o lună jumate. Am jucat o lună jumate, atenție mare, ca să luăm un singur skin care nu ne va ajuta cu absolut nimic, va fi doar estetic și ne-am bătut capul la Club League și o grămadă de chestii, o să vă explic imediat. Din nou zic un mare minus pe Club League, pentru Club League, și o să vă arăt și din ce cauză, pentru că lumea se plânge de acele golden ticket, tickets, ca să spunem așa, pe engleză. Se plânge lumea pentru că nu sunt ok, unii se joacă mult cu ele în prima zi și după aceea în ultimele zile nu mai ai ca să mai joci și am luat locul 2 gen la club și o să vă arăt din ce cauză. Și multe alte chestii, te doare mintea cu jocul ăsta, deja nu-l mai suport. În fine, cu toate astea nu uitați de butonul de like, să facem peste 4000 de like-uri, ar fi minunat, minunată chestia asta, pentru că o să luăm skin-ul nu pe contul ăsta, dar o să luăm Moldy Mike-ul, după cum observați, pentru că avem deja punctele destule. După aceea o să mai vin un episod în care, când o să vină pe shop Chicken Rico, o să iau și Chicken Rico tot la fel pe contul meu, cel de-al doilea secundar. Acum o să luăm pe cel de-al treilea. În fine, cu drumul de pe shop, să-l aveți în permanență și haideți să deschidem rapid pe contul ăsta. A, da. După cum observați, promisiune, am revenit în clubul meu, în clubul meu special, unde chiar când am intrat acum, am dus gen locul 1 local, după cum observați, l-am dus din prima, doar că am intrat eu instant cu trofeele acestea pe care le am. Hai să deschidem B-box-ul și Megabox-ul. Ar fi bine dacă mi-ar pica puncte pe Sandy. Burley, Stu și Frank. Very nice, Token Doubler. Și Megabox-ul? Zic cu 7. Bine, măcar 7, dar nu rezistență. Nu e rău. Orice, dar fără rezistență. Token Shield, Dobby, Jesse, Squeak, Stu, Sandy, te rog. Îmi trebuie la Sandy 33 de puncte. 33 de puncte, boys, ca să pot face și eu. Bine, oricum o să vină un episod special în care mai cumpăr oferte de 14 megaboxuri și era să-mi iau ban din oferta de 14 megaboxuri, efectiv m-a scos de pe jos și m-am ales ca să intru. Deci mai trebuie încă 37 de puncte ca să o fac. Dar nu vreau să iau de pe ăsta, de pe Club Shop. În fine, hai să intrăm și pe cel al doilea cont. Gata, am intrat și pe contul acesta. După cum observați, am 3161. Aici o să cumpăr Rico pentru că este unul dintre cele mai bune skinuri pe Rico ca să le poți cumpăra. O să luăm Moldy Mike și o să-și cumpăr cu el, dar pe cel de-al treilea cont. Aici vreau doar Rico ca să iau. După cum observați, am luat locul 2 doar din simplu fapt că noi am jucat în primele zile ca sparții. Am vrut să ne concurăm, să concurăm cu Mystic Legacy, tot un club românesc, de pe locul 2. Am jucat în prima zi, în a doua zi, de toate etichetele, după aceea în a treia zi, efectiv au venit ăștia care s-au anunțat, s-au vorbit și așa mai departe și au luat locul 1. Am fost la diferență foarte mică ca să luăm locul 1, să facem legendarii 2. Deocamdată stăm doar în legendarii 1, că doar primul loc promovează din nou mare porcărie ce a făcut, măcar dacă ultimele două locuri demontează, adică deranchează. De ce n-ai face și primele două locuri ca să rancheze, după aceea pentru rank, pentru Grandmaster, să faci cumva doar primul loc ca să rancheze? Adică mi se pare o porcărie, până acum rankai 3 ligi la primele două locuri sau primele trei locuri, nici nu mai știu. Și acum, dintr-o dată, că le vine lor așa, hai mă să nu mai băgăm trei ligi, să băgăm o ligă și să urci de-abia o ligă. Adică n-are nicio logică, frate, e clar un update și nu știu, parcă din ce în ce la fiecare update ei se prostesc și mai tare și își bat joc și mai tare de toată munca noastră. Pe lângă faptul că stai o lună jumate ca să joci pentru un amărât de skin, n-are logică. Și o să vedeți imediat ce va face skinul ăla, nimic. Așa, hai să deschidem și aici B-box-ul și Megabox-ul să mai prelungim. Ia uite cât de fain arată 30 poco. A, și reduceri foarte mari. La 149 la 89, Horus, bo. Unicorn, Night, Burley, 69 de gemuri. Guar, Rico, 79. Quick Draw, Edgar, 59. Așa, oferte să tot ai. Bine că am toate skin-urile pe contul mare. Nici că mai bag vreun bănuț. Și alte iteme aici. El Primo, Quick, Leon, Daryl, Nani și atât. Pot aici și chiar voi face treaba asta. Megul, level 11. Pentru că mă voi mai folosi de acest meg. Mai am 31 de... Mamă, 31 de 111, lol. Cât erau șansele, mă, să rămână goldul așa?
Bă, bă, iotule, bă, nu se poate așa ceva. Deci avem speed level aici și vreau să adaug damage. E cel mai bun. Damage-ul și cu speed-ul pe această mech. Și este primul brawler maxat pe contul acesta. Hai să revenim pe celălalt treilea. Aici avem și resetarea sezonului, dar este nesemnificativă. N-am arătat resetarea sezonului pe contul mare, dar să fim serioși. Nu cred că mai are sens. Și optimul mi-a apărut Burley, mi l-a băgat pe gât. Bă, n-am nevoie. Aici! Sănătate, am avut și legendari 1. Facem o curățenie continuă. Dacă cumva o să vedeți episodul ăsta și vreți să intrați în club, sunteți bineveniți. O să facem acum o curățenie pe Trovo, că suntem like. Nu uitați să dați un follow. Dacă vreți să intrați, vă aștept cu mare drag. Că nu se mai poate, nu a jucat lumea, efectiv. Slab, rău de tot. Hai să deschidem și aici B-Box și Megabox. Poate am și un noroc la o legendară, că aștept după ea de când sunt mic, iau de resistență. Hai să dăm din Megabox. 8! Wow! Mamă, nu te cred! Dar stai puțin. Că există posibilitatea. Eu am și asta la legendară 011-012, dar mi se pare că mai lipsesc Star Power și gadget-uri sau ceva de genul. Sunt 8 iteme. Dar pot să fie atât de bine 7. Poate să fie 7 iteme astfel încât îmi dă gear token. Înțelegeți ce vreau să zic? Și să fie doar un gadget Star Power sau cel mult un brawler. Dar totuși sunt 8. Deci n-am mai văzut de mult timp suma aceasta de 8. Ia să vedem. Pa, și fix rezistență. Ești nebun? Din mi-box-ul de mai devreme la rezistență și aici tot rezistență. Avem puncte pe Crow, puncte pe Colette, 20 Edgar, 28 Colt. Te rog. Pa. Fix ăla de la aveam pe show, bă, ești nebun. Fix Star Power-ul de la aveam pe show, bă. Bă, ireal, uitați-vă și voi așa ceva, așa manevră. A, nu, se pare că mi-a lipsit și asta de viteză, lol. Mai lași pe ăla de viteză. Ai. Avem șansă 0-12-35. Gata, gata, gata. Acum hai să nu mai prelungim și să luăm skinul ăsta, probabil cu toții l-așteptați și asta vom face. Și în premieră luăm skinul, premieră globală. Da, premieră globală, pentru că practic când vedeți voi episodul e a doua zi, dar noi l-am luat prima zi pe Trovo. Îl luăm pe Moldy Mike, bro. Ne-am omorât o lună jumate pentru acest skin. Credeți că va merita? Vedem imediat. Gata? S-au dus bănuții? Sau, mamă, mai am 550, nici nu mai investesc decât în... Probabil o să mai investesc decât în PowerPoint-uri sau în Gear Token-uri, dar nu, cred că în PowerPoint-uri voi investi. PowerPoint-uri la greu, tăticu. Cât îl am pe Dynamite? Spune că l-am și o power-a mare aici. Please. Pericol, aveam power 6. Îl am power 6 pe Dynamite. Let's go! N-am bănuți, n-am nimica. Ce ziceți? E skin meritat? Măcar mă pot flexa cu el. Dar probabil deja au foarte mult skin-ul acesta, eu așa consider. Cred că e ușor ca să-l poți. Stai să iau ăsta pe Leon. Ca să nu se mai vadă cu roșul acesta. Și să dăm un match cu Dynamite. Sigur că da, sigur, sigur. Mapa este Acid Lakes aici. Și pe Acid Lakes ar fi o chestie tare. Dar hai să băgăm pe Brawler cu random. Să vedem skin-ul. Ok, da, e o mapă decentă pentru Dynamite. Dar avem Mortis la echipa adversă. Ia uite-mă cum dă el acolo cu... Cum dă frățiorul cu acei... Cum naiba să-i numesc, mă, că nu vine acum. Hai că am dat și ochii-tul. Am vrut să zic cu cozonaci. Cu cașcaval împuțit. Cred că e cel mai bine spus cașcaval împuțit. Nu? Cașcaval, brânză, ce-o fi ea? Nice. Ce e drepte că Dana mai cu cap. Bravo. A dat gol bun? Da, mă, uite, ești tu bun, n-a făcut nimic, tot meciul ăla mincea și a dat gol. Da. Și acum vă întreb din nou. Credeți că a meritat efortul de o lună jumate de jucat în continuu? Cu nervi și cu toate cele pentru acest skin? Când credeți-mă pe cuvânt, nici nu m-am uitat atât de bine la el. Ca să văd cum arată. Nu știu ce să zic. N-am, mă, că a dat gol, ești nebun. A dat gol. A dat gol, frățiorul meu. Hai, tăticu, Mortise, ce faci? B
Bine, bă, băiatule, bă, a rupt topurile, Mortis. Dynamite for the win. Skinul a făcut tot. Mi-a dat un boost magnific, fantastic. Probabil că și așa se miră în trofele astea cum deam skinul ăsta, că sunt hacker. Sunt hacker, man. Hai să mai dau un match, facem și rank 20, că am vremurile bune. Nu cred că am făcut rank 20 pe ăsta, nu cred că am avut. Rank 20 cu acest skin. Am murit? Păcat că n-am și power maxim. Cred că o să fac doar pentru skinul acesta să fac power maxim pe Dynamite. Bine acolo, Mortis, bine, bine. Cred că doar acesta. N-a fi primul brawler maxat. Nu chiar. Nu l-am omorât acolo? Nu i-am dat damage destul. Na, dau 2700 pe Super Ninja, am observat. Dar uite că a dat ăsta gol, bro, din nicăieri. Bă, am înțeles treaba. Am făcut și rank 20. Ce vrei mai mult de atâta? Deschidem și noi ceva, un B-box, ceva? Da. Ia zi, tăticu. Pauză. Bă, dar câta cașcavalul are în spate, dude. Bă, deși e mai... Cașcavalul e mai gros, dublu grosime ca Dynamite în sine. Că a făcut și o rimă. Da. Hai să dăm și pe solo așa de control. Nu o să ținem prea mult episodul, că până la urmă e un skin și o să mai jucăm cu el. Dar e un skin, frate, de asta nici nu prea mai vreau să mai investesc bani în skinuri, decât ce e la reducere, de aia fantastică cum se reduce astăzi pe shop. Și vin reducerile acestea, alea cu pirați, alea cu nebunie totală. Alea merită cel mai mult. Pentru că dacă îi dau exemplu, uite, eu am luat acum de Crăciun, am dat 50 de lei pe un skin cu ăla pe grif. Pana mea, cum e griful, mă joc cu el la primăvară. E o problemă mare că e Mortis aici. Nu o să mă bag. Bas. Cum se mișcă pe bas, bas, bas. Stai, șmecher gen efectul ăsta. Observați? Și că se distruge cașcavalul. Na, mă, că l-am luat. Am zis să le iau în două locuri, gen. Ori se duce în stânga, ori se duce în dreapta. Și cam aia a fost tactica. Și are și efectul special după el, gen. Ia uite cât se mișcă. Aici e Mortis. Axare pe mine cu deșul ăla. Și deșul e abilitate pasivă. Bun, a bătut pe Mortis. Are același efect ca el primul. Ca skin-ul pe el primul. Bă, vezi că ăștia se bat aici. Vorbesc serios, eu dau și verific încă bușurile. Bun. Bro. Bro, vorbesc serios? Am dat superul la panică și el a venit cu deșul mine. Adică a fost IQ cu o secundă înaintea lui. Adică a fost IQ next level. Hai să mai dăm un match. Adică nici de gând aveam. Eu voiam să dau superul, dar mi-a alunecat degetul. Ok. Skin-ul a făcut totul. Pleacă, bă, de aici. Nu vezi că sunt hacker, nu vezi ce skin am. Că sunt prea frumos pentru tine. Trebuie să-mi fac un duș. Noroc de masca aia. Bă, dar chiar că masca asta gen... Opa. Masca asta că iar chiar e în vremea asta cu virusul. Tomar! Tomar, Tomar, îți rup capul, Tomar! Schimbă-ți numele ăla. Doamne, deci nebunesc. Fac spume când văd numele Tomar. Că sunt cei mai slabi copii ever, cei care au Tomar în nume și prins la random, dau exemplu. Nice. N-a venit bula aici, mare prostie din partea mea cu superul. Yo! Yo, man!
Rip. Dar l-am omorât și pe... l-am omorât și pe el, nu știu, nu-mi place Dynamite-ul pe mapă deschisă. Nu sunt obișnuit deloc cu el, deloc nu sunt obișnuit cu Dynamite pe mapă deschisă. Ultimul match nu e un brawler pe care eu îl iubesc, sincer, pe Dynamite. Mamă, vezi că e mare, mare lag și delay ce am aici. Din simplu fac că... că îmi fac ăștia, îmi fac manevra, știi? Se bagă mine, se duc în îndepărtare și mi-alunecă degetul. Adică eu tot timpul ați văzut că dau hiturile foarte lungi. Și câteodată trebuie să dai hiturile și sub tine, să le dai scurte. Mamă, vezi că lagul ăla a fost ce nu trebuie. Lagul a fost de la server și acum am delay pe hit. O să fie și mai nașpa. Deci dau hitul și e puțin așa, nu știu, jumătate de secundă cu delay. Nice. Hehehe. Mamă, Byron de 7. Dar per total, sincer, arată bine skin-ul. Doar că e aiurea că e doar un skin și nimic altceva. Adică aș miza pe faptul că club coinsurile astea să le investiți în cont. Cum voi investi eu în contul cel mare ca să-l maxez. Nici de cum în skin-uri. Adică am făcut o prostie, dar asta am făcut-o doar pentru content. Nice, pentru că nu mai aveam unde să se mai bage. Deci am făcut treaba asta pentru voi și pentru conținut, nici de cum nu aș fi vrut să cumpăr. Uite-te, uite, uite, uite porcărie. Nu-mi place, bă, nu-mi place, nu-mi place brawler-ul în sine. Dar în fine, important este că am jucat cu el. Important e că l-am luat tot ce trebuie. Dacă ar fi să vă spun eu și să vă, și să vă spun cum aș face, e să nu investiți într-un skin de genul ăsta atâtea club coinsuri. Că practic e un brawler, un skin pe un brawler din toate celelalte 50 și când o să vină Fang-ul, clar. Deci o să fie 53 de brawleri? Da, în total. 54. Bă, stai puțin că 54 în total pe joc. Deci e un skin pe un brawler din toți ceilalți 54 de brawleri. Și brawler Dynamite e slab, adică își poate lua contra foarte ușor de la mulți alți brawleri, competitiv. De asta și l-am luat pe contul ăsta. În fine, ne vom mai juca cu el curând, urmează Chicanico, ziua următoare sper să apară și să nu apară Squeak și îl vom lua. Toate cele bune, bă dumă de pe shop, nu uita să-l aveți și o să ne vedem data viitoare la un nou episod. Pa, pa! Subscribe.